Uite aici. 3, 2, 1 și... Salutare tuturor, eu sunt Emil Rengle, bine ați venit la un nou episod de Double Challenge. Sunt aici împreună cu Carmen. Bună, Carmen. Bună, bine ai venit. Bine, mă bucur foarte tare că ai acceptat să faci un Double Challenge cu mine. Da, și eu mă bucur maxim că ai acceptat asta și sunt on, abia aștept să mă bagi în sala de dans. Și eu abia aștept pentru că știu că Carmen este foarte, foarte, foarte talentată. Te-am mai văzut pe scenă, încă nu te-am văzut în sala de dans. Și de când te-am văzut, mi-am dorit foarte tare să lucrez cu tine pentru că știu că ai talentul ăla născut în tine și vreau să îl exploatez și eu în sala de dans. Piesa pe care eu am ales-o și nu-ți dau nici măcar drept de replică la asta, trebuie să fie. Păi da, dar stai că trebuie să-mi dau și eu acordul. Eu zic o să dai acordul. Este vorba despre piesa ta Lock My Hips. Sorry, 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 I just can't contain myself. Na, spune-mi tu dacă ești de acord. Da, cum? Bucur maxim, mă așteptam să-mi pui vreodată asta. Whitney Houston. Horă, ceva. Nu știu, dar ce vreau să mă descurc. Și la horă te descurcă. Na, acum, nu știu dacă tu ai văzut până acum episoadele anterioare din Double Challenge sau nu încă. Va trebui să-mi predai puțin din meseria ta. Ah, by the way, am uitat să zic acest lucru. Este schimbat studioul, nu mai suntem în studio în care am lucrat până acum. Astăzi ne-a primit Mateo la el în studio și mulțumim Mateo. Și aici o să și tragem această piesă, o să retragem, după care o remixăm și o facem și mai dansabilă, după care fugim spre sala de dans. Carmen, te rog frumos, fii profesoara mea de canto, profesoara mea de Lock My Hips. Stai că înainte de a deveni profesoara ta de Lock Your Hips, vreau să zic că mi se pare genială treaba asta cu vlogul. Întotdeauna m-am gândit dacă aș face și eu sau nu. Și mi se pare mega relaxant și mega cool așa să stai și să vorbești cu oamenii care te urmăresc așa și să te apropii de ei. Vai, cât de tare ar fi Carmen vlog. E interesantă ideea asta. Lăsați în comentarii dacă v-ați dori ca virgulă Carmen să-și facă vlog. Pentru că uite, oamenii sunt alături de noi și chiar le face plăcere să ne vadă cum, uite, de exemplu, cum arată și un proces de a face o piesă, de a coreografia o piesă și a pune, mă rog, un mini clip, mă rog, un mini clip pe net. Ar fi mega tare să fac vlog într-o sesiune afară, cu somnulete pe afară. Mamă, cred că ar fi genial. Votez Carmen pentru vlog. Ia să vedem ce se întâmplă. Bun, Carmen, hai să scoatem versurile de la piesă. Haide. Am căutat înainte Carmen pe Google și primul lucru care mi-a apărut este Carmen înălțime. Crezi că vrei să dai această informație aici în exclusivitate pe vlogul meu? Sincer să fiu, nu știu ce înălțime am. Dacă știi, mai zice. Dar cred că am zi-ne aproximativ și pune 5 cm peste. 5.318.008? Dar chiar nu știu, jur. Wrong. Tu cât ai? Nici nu știu. Nici atunci nici mai divinirea. Mă gândeam partea lui Crișeni să fie a ta ce zici de asta. Make sense. Da. Doar că Crișeni e foarte rapid. Ce swag are el? De unde e Crișeni? Este din Jamaica. Na, ia de aici, Emil Rengle, da. Care mai cât ai un guroaică. Good, good. Ce am înțeles până acum din partea lui e așa ceva de genul. See you damn. Energy for the night. Energy for the night. And I'm hoping that it's all for you. Așa jos e sau, da. Sau nu știm unde suntem? 100% top album. Deci în versurile Crișeni, we don't have your lyrics online, my friend. So we Crișeni, have to. Crișeni, you're so fast, it's so hard to catch up to with you. I'm gonna take my phone. Okay, because you got the good lyrics. Un batas cu engleză. Am găsit versurile. See you done. See you done. Turn up the place. And think boy, let me be your Casanova. El a scris versurile astea? Da, bragunari. 100% top album, make them all the girl retire. Gen, ce-ai făcut acolo? Așa trebuie să le tai? Da, deci 100% the bubble, make them all the girl retire. Wake me up in Bali. Frate, imaginează-ți că ești așa pe plajă și stai sub un palmier și cânti Wake me up in Bali, the grand finale, like a tsunami. Gen, e mult mai mult stare decât... Mă, ce frumos e aici în Bali. Dă-mi un pic cocktail, te rog. Poftim. Dă și uleiul, că mă simt mă vreau de tare. Ulei? Acum cât suntem în film, hai în borcan, hai să tragem, hai să-i dăm, suntem în filmul potrivit. Am ajuns în sala de dans,
la studio a ieșit un super mega remix pe Shake Me Bam Bam. Să vă placă maxim. Da, e foarte mișto ce a ieșit. Ținuta de ținuta, e ok. Ținuta este foarte ok. Mi se pare că te-ai îmbrăcat de scenă așa. Suntem pe hoodie-uri, pe swag. Bravo, I still. Am învățat eu de la dansatori. Asta cu ținuta te inspiră maxim. Deci, dacă îți place cum ești îmbrăcat, am văzut că dansatorii în general vă îmbrăcați așa super cool la sală. Chiar dacă doar mergeți la sală. Te da atitudine. Da, te vezi în oglindă și îți place de tine și când faci mișcările e gen. Dar mișto rău asta de paiete. Foarte mișto. De unde le-ai? Daria este stilista mea, Daria Georgescu. Și ea, Jean. I-am zis că am nevoie de ceva. Pentru sala de dans. Bun. Eu cred că nu doar eu, ci și următorii noștri se așteaptă la ceva foarte, foarte bun și calitativ. Da, nu vreau dar să no pressure și începe să dea. No pressure, da? Trebuie să te descurci foarte, foarte bine. Atitudine wise nu fac griji. Ținuta o ai. Hai să dăm cu coreografia. Ce hai zici? Bine. Bun. Exact, iar de aici o să-ți arăt foarte repede, după care trebuie să mă imiți, da? Deși eu ți-ar toate și după aia faci tu. Ram, ram, bam, 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 bam. Say what? Hai că pot. Ram, ram, bam, bam, bam. Deci mâna dreaptă, mâna stângă pe genunchi. Ok. Închid, deschid și mâinile jos. Ok, mama. Un, doi, bam, 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 bam. Perfect, bam, bam, am ajuns jos. Vrem sau nu vrem să acceptăm, vouă vă place atunci când am invitate mai mult și nu invitați. Am înțeles asta, da, am înțeles de la episodul cu noaptea târziu, că vreți fete și vreți ca fetele să-și arate fundul. Ceea ce eu consider un lucru foarte, foarte mișto, pentru că fundul este o parte a corpului la fel de normală, precum degetele sau ochiul. Sau hai, nu, că nu se curg cu tine! Bulac! De ce? Că nu ai degetele tot timpul la vedere și faci cu ele așa. Adică cumva crezi că fundul e mai intim? E mai da, așa. Și dacă expui... Adică, fii serios, trece o fată pe lângă tine, te-ai uzat degetele ei? Până ori da! Eu chiar mă la degetele, pentru că la mine degetele contează foarte mult. Degetele și... Nu? La unghii așa și la mână. Și super mult, deci degetele e enorm. Credeam că e doar chestia nu. Mea așa în cap. Nu, nu. Că eu și eu nu cred problema. Că suntem singuri. Mai sunteți și voi? Cei care sunteți ca și noi și vă uitați la degete, la degete scrieți acolo ca să nu ne simțim noi singuri. Având în vedere că ne pregătim de ultimele episoade din sezonul de Double Challenge, îmi amintesc că în primul episod, cel cu Nicole Sherry, am pus-o în dificultatea de a învăța coreografia cu ochii legați, adică cu ochii închiși și am legat-o, în așa fel încât ea pur și simplu să audă doar ce îi explic. Aș vrea să fac același lucru și cu tine, adică nu e ca și cum ai putea să alegi, vei face asta, pentru că am pregătit și o eșarfă aici, cu care o să te leg la ochi, Dear Carmen. Când eu am avut ocazia și ne-am prins în studio, am să fiu și eu indulgentă, să nu-l pun să facă chestii grele. Are o notă pe care nici nu o cântă, vă zic eu, o să auziți imediat, că zice că nu ajunge la voce. Și acum m-a adus în sala de dans să o legi la ochi. Bine, hai, gata, 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 te-ai plâns destul, așa, eu o să-ți explic și tu va trebui să execuți ceea ce îți spun eu ție, dar nu vezi niciunde, dar mă auzi. Da. Bun, perfect. Și să facem încă o dată și vreau să vii cu, da, te ajut eu, și să vii cu mai multă atitudine, te oprești, gata, da. Bun? Și acum când o să calci în față, vreau să vii cu mai multă atitudine, adică să împășești cu pași foarte mari. Sincer, simt că o să împăși ceva. Uite aici, 3, 2, 1 și ai. Nu e doar ți s-a părut. Dar e bine, mă bucur că ai încredere în mine, a fost este suprem. Ca să dansez cu cineva, auzi, eu vreau să bată cinci cu mie, dar el nu mă vede. Eu stăteam cu mâna aici, astfel. Asta e un secret foarte mare, când dansez cu cineva în pereche, să aveți o conexiune și să ai încredere. Bun, am scos ăla, acum hai de la început în forță. 3, 2, 1 și... Hai, bate și cu mine. Aici, aici, bine. Bate! Really? Bun, hai să dăm. Gata? Da, ai trecut testul. Gata!
mai am o surpriză, pentru că știam că tu ești showgirl, așa, și că dansezi super, super, mega blană. Mi-am dorit ca în acest grand finale să arate mai mult a show, adică chiar să fie un... să arate a performance. Și pentru asta am chemat două din dansatoarele mele. De fapt, una dintre ele, înțeleg că merge și cu tine în concerte, deci o să ai o surpriză plăcută. O să mă duc până în vestiar să le aduc, e vorba de Tiffany și de Julia. Julia, ce tare! Și ești la tine în concerte. Ele deja au învățat o parte din coreografie în secret, înainte ca tu să ajungi aici. Și o să le chem în sală ca să-ți predea și ție coreografia. Ador chestia asta, pentru că e una să dansezi tu singur sau cu o altă persoană, e alta să dansezi... când ai gașca la da, e genial și dă așa un drive. Bun, perfect, hai să le aducem pe fete! Let's do it, y'all! Gagicile, veniți! Ta-dam! Tiffany și Julia! Julia și cu Carmen împărtășesc și una de mai multe timp, adică Julia dansează cu Carmen de ceva perioadă, iar Tiffany, cea care zâmbește mereu atât de drăguț pentru că habar nu are ce vorbim noi, pentru că ea vorbește doar în limba engleză, este mereu acolo unde sunt și eu, așa că nu putea să lipsească nici de aici. How are you feeling, Tiffany? I'm good. Are you ready for this? I'm ready for this. Okay, so then if, you know, like I'm man of surprises, I'll have one more surprise. What do you think if we would do your choreography on the drop of the song? Oh yeah? And yes, and you would teach us that part, you know. Okay, cool. What do you think about it? Yeah, I'm down. Cool, let's do it then. Oh my god, there are so many surprises. Bine ați venit la toamna surprizelor. Hai la treabă, Tiffany, please, do your magic and teach us the drop. Open. Urmează un moment close, de recunoștință. Open. Și în acest moment simt nevoia să-i mulțumesc lui Dumnezeu că trăiesc o viață atât de frumoasă, să lucrez cu fete frumoase, oameni frumoși. Uitați-vă, energia din spatele meu, cum ele repetă, sunt superbe. Cred că, chiar cred că am o viață de invidiat și mă invidiez și eu pe mine. Când mă uit la vlogurile mele pe care le postez, mă uit și zic, băi, ce tare e să fie Emil Rengle. Și nu vreau să spune... încrezut sau ciudat, am un păr aici, un fir de păr. Nu vreau să... Bă, dar de ce nu este? Da, gata. Nu vreau să sune încrezut, dar... chiar sunt norocos, frate. Asta înseamnă să fie Emil Rengle. Boss, king, regi. Ce vrei? So, let's do the train of love. The train... I don't know, that kind of train where everybody would love to be on this train. And so the movements are gonna go... Spune-mi puțin, Carmen, dacă crezi că ești ready, așa, simți că stăpânești coreografia, din nou, gândește că tu am șat. Așa că am învățat astăzi... E multă informație. Foarte multă informație. Da, o să mă ajute. Da, o să I'm sure ele. You will help me to do this. Yeah, you're gonna kill in the end. Yeah, și eu. Bun, nu uitați, îmi vreau imediat grand finale cu Carmen. Să ne scrieți în comentarii, ăsta este vlogul în care v-am rugat trei lucruri să ne ziceți în comentarii. Primul a fost să ne ziceți în comentarii dacă vreți ca Carmen, așa am zis atunci, să facă vlog. Al doilea lucru este să ne ziceți dacă și voi vă uitați la degetele oamenilor. Și al treilea lucru este vreau să ne spuneți până în momentul ăsta, deci dintre toate double challenge-urile, până la momentul ăsta, care v-a plăcut cel mai mult. Încă un impression acolo pe deci când am început acest material mi s-a zis așa drăguț, no pressure Carmen, să fie totul chill, vii la sală, facem o coreografie, mergem mai întâi la studio să vedem să fie totul mișto. Mm-hmm. Și ce n-a fost mișto? Ba da, dar no pressure bro, no. Pentru că știu că dacă pun un pic de presiune pe tine, tu ești foarte ambițioasă și știu că faci, eu te-am văzut. Ai talent cu carul, ai ambiții și dacă scot ambiția aia din Carmen, Carmen pe scenă și eu vreau fire. E un buton acolo. Exact, eu vreau fire. Hai să dăm cu fire. Like a tsunami, sorry, 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 I just can't contain myself, no lies. Boy, I put my money on you, if you can take me higher, put my money on you. Ring, ding, 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 fire, let me run it on you. I don't mind. Shake me bum bum, and then I roll up, a clockwise, all down my back. Me bum bum, if you're ready.
See you downtown of the place, and girl, let me be your Casanova. Really need some company, so won't you bring it over? Energy for the night, and I'm hoping that it's all for you. Tell you the truth, yeah. 100% of Baba make them auto go retire. Some of the ring is siren ring, ding 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 fire. And let us not forget, we're here to celebrate. And I just want you to do one thing for me. So shake your bum bum, and then you roll it clockwise, the girl you're bad. You bum bum, if you're ready, let's go. Oh, oh, oh. Hey, we're gonna lock my hips, lock my hips, lock my hips. And watch me bite my lips, bite my lips, bite my lips. Îmi cer scuze, dar notele astea nu sunt în ambitusul meu. Only takes to kick it up with you. Dacă v-ați revenit din momentul vostru de dive, atunci e momentul să vă felicit, bravo, girls! Ați făcut o treabă excelentă, Tiffany, thank you so much! Felicită și ție! Carmen, ai făcut o treabă excelentă, îți mulțumesc! Mulțumesc. Bravo! Așa cum mă așteptam, a ieșit, cel puțin mie îmi place foarte mult ce a ieșit, sper să vă placă și vouă. Acesta a fost penultimul episod din sezonul 1 de Double Challenges împreună cu Carmen și cu fetele. Urmează un ultim episod în care vă pregătesc o surpriză foarte, 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 foarte mișto. Ea este Carmen, Julia, Tiffany, eu sunt Emil Rengle. Am revenit din fermă, am ieșit repede, am și uitat să zic, am ieșit repede din fermă. A fost cum a fost, suntem aici din nou pe tocuri în treabă, nu știu. Many years later. Dragilor, nu uitați să vă abonați la canal și să dați, ce? Clopoțel. Și să dați un clopoțel. I don't know what's that, but... vă pupăm, mulțumim mult de tot. Ciao.